Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem paste carbonara. Să vedem modul de preparare și ingredientele. Să punem apă într-o oală. Eu aici am pus aproape 2 kg de apă și sare. Aici eu am 50 de grame. O să punem cam 2 mânuțe, așa. Sare mare, una, două, și a mai rămas încă una. Acum fiecare pune după gust și lăsăm să fiarbă. Acum o să punem într-o tigăiță 25 de ml de ulei. Cu 100 de grame de șunculiță. Șunculița o urmărim puțin. Șunculița este gata. O dăm deoparte. Apa fierbe, apa cu sarea fierbe. O să punem 150 de grame de paste. Și le lăsăm circa 10 minute. Și o să mai avem nevoie de un ou. 30 de grame de parmezan, piper și un pahar de sare. O să punem oul. Un praf de sare, amestecăm adăugăm parmezanul, piperul adăugăm destul piper. Și acum amestecăm totul. Și acum așteptăm să fiarbă pastele. Pastele sunt fierte și acum o să le punem peste șunculița noastră. Amestecăm puțin. Acum o să punem oul cu parmezanul și cu piperul. Dacă doriți oul mai moale, puteți lăsa așa, sau dacă nu vă place mai moale, îl faceți un pic mai tare. Pastele carbonara sunt gata. Acum să le punem pe o farfurie. Paste carbonara.